Această dată a fost aleasă ca ziua etniei tătare datorită faptului că pe 13 decembrie 1917 Parlamentul Tătarilor Crimeeni a proclamat Republica Populară Crimea și a aprobat Constituția. De precizat că tătarii care s-au stabilit în România în urmă cu mai bine de 800 de ani sunt originari din peninsula Crimea. Acest proiect de lege a fost inițiat de către deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Aledin Ahmed, după ce propunerea fusese disputată încă de la Congresul UDT-TMR din 2002. Cu ocazia Zilei Tătarilor din România, UDT-TMR organizează o serie de manifestări festive cultural-artistice.